seara prete, după cum vedeți, Nelson Mondialul, bineînțeles, curăță masa. De ce? Ochiul de bol punem acolo, filtrul de la ochiul de bol, ăla de cafea, mouse-ul de la laptop, țigările le dăm încolo. De ce? Pentru că masa trebuie aranjată cu un alt țigani. Pești țigănești. Lângă acest pești țigănești avem nimic altceva decât o rezărie. Orezăria îmi face foarte bine la trup. Eu din trup servesc. Punem și blidul acolo la boșul cu lângă orezărie. Așa. Ne luăm vinul moldovenesc. Bineînțeles, paharul care nu lipsește de la gura mea, pentru că așa mi-a fost creșterea. Apoi poate unul și altul să zică ce a vrea. Aia să facă și să zică. Ce a vrea el? Că ești sărac, că ești așa, că ești pe din coș, că ești... E tata neța mondialul. Avem la trup tot ce vrem. Și acum să aranjăm puțin camera. Să nu care cumva... Să nu care cumva să degajăm din greșeală. Și am să-mi vedeți fățău. Bună seara, Sirius Nelson Mondialul. Vă salută. Prăbălim din orez. Să vedem dacă are rost să-i stricăm gustul la ce? Pisică de mare. După cum vedeți, e pisică de mare. Bun. Să știți că m-am spălat pe mâini pentru că eu... Dar pentru voi încă o dată. Încă o dată eu mă spăl pe mâini. Ca să nu care cumva să ziceți anapoda și aiure. Aha. Deși e curat. Pentru că nu pun mâna pe obiecte infecte. Eu dacă servesc degetele mele, servește numai și numai îmi pun perinuța la... Așa să nu mă deranjeze. Am creștere. Nu? Băi, prietenilor, ce ziceți? Cum sunteți? Care-i viața voastră? Domnule, dă bine și sănătate. Belșug. Fericire. Tot ce vreți voi. La cine? La lista de aur. Serios. La lista neagră, clanță. De ce? Pentru că și Dumnezeu o lăsat fain frumos scris. Cei ce merită să fie premiați. Cei ce nu merită, la o sundă cu ei. Bun. Bun. Uitați ce culoare are. Roza sina. Bă, oameni, eu trebuie să mă obișnuiesc cu meniu oceanic. Știți de ce? Mai am câteva zile, mi-a rămas un os acolo, dar nu-i bai. Mai am câteva zile și... Pavlion, tu ești bot? Pavlion. Unde ai fost? Cu ce te-ai oprit? M-am oprit un pic jos. Ia, hai, ia peștile astea de aici.
unire pe farfuria asta și mi-a las frumos. Am os. Vezi că peștile mai mic l-am luat eu și ăsta mare la băiat. E băiat. E băiat. Deci, domnilor, care nu știți, dar nu-ți pui acolo orezul. Nu pun orez, dacă... Cu mine... Să te mâțăiești în pat, nu aici. Cu mine să te mâțăiești în pat. Bă, prietenilor, acolo e septembrie pe noi. Acolo e septembrie pe noi. Nu mai vezi că vine... Ziua morților. Zăpada. Tăierea porților, cine are taie, cine nu se uită, se așteaptă la de a primi. Și uită-te cum vine cu sorcova vesela. Să trăiți, să îmbătrâniți și la anul. Înțelegeți voi? Tu l-ai curățat bine? Foarte bine. Cred că am găsit, am ăsta ceva ce-i dulce amărui. Cred că... I-ai lăsat acolo vezica. Oricum, am o surpriză pentru voi. Nu pentru toți. Foarte tare, dar n-am să dau un vileag numai după ce îmi dă drumul la pagina. Să vedeți cât de bandit sunt. Pentru unii care vă credeți mai bandit. Nu zic șmecher, că șmecherii deja vă dau. Thank you.
Poate ne întâlnim în Turcia pe plajă. Eu să știți că la... Rastelul sărac. Mă găsesc acolo. Viciu de pe ghinsunie. Mă găsesc la rastelul sărac. Vezi tu că nu l-ai curățat bine, nici mă duvă pe el. Bem, mi-ai carul să mi-l bei mum. Tati că eu tu ți-l lipiesc pe... Păi de unde e aia? Mă, ți-am zis, nu mă tot inerva. I-ai lăsat ceva intestine, gâți! N-ai ce să faci. Româncile n-o să facă mâncare ca țigăncile în viața lor. În viața vieților. Vă spun asta pentru că la mine în familie. Înțelegeți ce vreau să spun. Am pus lucrul vin pe spate. Vrei să duc la expertiză să vezi că l-ai maț? Ai de grijă. Ai de grijă că nu știi cum să lași mâncarea și să iei telefonul să stai pe el. Cine știi cu ce obsedat sexual stai la convorbiri? Să vezi numai ce ți-o-i da cu ai pe lungură. Vezi că am mai văzut eu muieri din astea care au zis că sunt corecte și pe dincolo hâți. Eu am avut la șocuri, săracu. Ce faci acolo? Lasă. Lasă să gătăm vacanțele astea și din septembrie tu aici și eu unde vreau. Mă despart, dacă eu zic că mă despart, mă despart. Bine, mă. De Crăciun n-o să mai fac brad. Aici. Nu o să mă căsătoresc legitim, că nu m-am căsătorit atâția ani.
Da. O să încep o nouă viață. Eu n-am jumate, doi, tot o am în cap. Ce faci acolo? Nu fac să mânc, am voie. Păi ce faci? Este pește, este ghele, este așa. Nu mă trebuie de pește, pot să mănânc altceva. Vă dați seama câte posibilități sunt în casa asta să faci 4-5 meniuri de mâncare într-o zi. În fiecare zi, ori 30 de zile, ori 5 meniuri să le pui, știi cât? Minim 7 milioane. Minim 7 milioane. Ia vezi, ori 30 de zile vezi cât e. Vezi că foarte mult stai pe telefon, fii atent aici. Fii atentă! Nu vreau să dau bețele alea ca la chinești să mânci cu bețele alea. Fii atentă, Michael Jackson! Fii atentă! Îți iau șuvițele alea de păr! Că numai sugătorii le port așa părul. Sunt sugătorii? Nu mai le portă părul așa. Voi credeți că m-am săturat din peștele ăla? Încă unul de mai mânc și încă unul nu face cât un carnaț. Mai nu face cât un carnaț. Ai bun e vinul ăsta, mă. Trăiască, îmi duce splendore, zdân. Măi, nu s-a băut splendore. Pentru cine te întreții tu așa? Ce urmăriți? Na? Nu știu pentru cine te întreții. Că te mai bag încă 7 bile. Ia blidul ăsta de aici. Și îmi pui urechile de șoarecă înapoi. Ia blidul. Nu știu cum aș fi. Țucudeam, Vasile. Băi, prieteni dragi, că acum fac și eu ca ăștia de la Maramureș, cu oameni dragi de omenie, cu prieteni dragi de omenie și în ochii lor și în gândul lor. Unii, nu toți. Am mâncat mâncarea de seară. Pește cu orez. Nu te satură. E numai așa în ea să-ți păcălească stomacul. Dar e bine. E bine, decât ca alții care n-au săracii. Au o cojă de ptită și nu știe cum să o împartă în 5, 6, 7. O stă pe pungă de pufule și să bate în familie pe ea. În fine, nu vreau să ăsta să-mi amintesc că... Îmi amintesc, deci când vorbesc de asta, îmi amintesc de sărăcia care am avut-o eu. Când lumea era înaintată în 95, 94, oamenii civilizați și de ele, în Ungaria și-o mâncam parizăl, iaurt, cornuri, tot atoia și eu credeam că-s cine știe cine.
Și oamenii, când am trecut pe stradă, la o vitrină, am privit înăuntru restaurant de lux. Lumea elegantă, civilizată. Și am zis, voi ajunge și aici. Și am ajuns. Și de atunci când mă duc în Ungaria, tot mă duc pe la restaurantul ăla, pe Vațiuța, ăla pe colț. Lobolacioară vine cursucit. Vineri, sâmbătă, avion. La ora 5, aeroportul din Cluj. La 5 trebuie să fim acolo sau la 5 e avionul? Nu știu. Păi tu ce ai măr să vorbești acolo cu alea? Ia dă numărul de telefon să sun acolo. Ce ai închis? Dă numărul de telefon aici. Ai închis, ce să sun de acolo? Dă tu aici, adă aici actile. Mă, nu că am băut. Ada actile aici. Să le fac și de minune. Păi cum așa? Nu scrie pe documente alte zile de naștere, alte date? Hă? Când trebuie să merg după ălea? Mă sună. Te sună ei? Las că mă duc eu dimineața acolo. Să vedem cine îmi plătește mie taxiul dus întors și ieri și astăzi. Cluj Mall, taxiul 45 de lei, dus 45 întors. Ales 90 de lei. Încă o zi, dus întors, încă 90, 1.800.000. Avem căldură, trebuie să ne luăm un suc, trebuie să ne luăm ăsta, 2.500.000, mai mâncăm o pizza că ne lovește mirosul la mol, 4.000.000. Pe cine le plătește astea? Că eu de nu mă duc la mol, nu mânc pizza. Nu? Eu de nu mă duc la mol, nu mă duc cu taxiul. A? Păi și atunci? Poate mi-au făcut ei cadou excursia și are taximetriști din astea și scoate banii numai din taxiuri, nu te vină. Ce tata? Vă pupă tata, avala. Fii atentă. Te uiți pe camera, mumu! Te uiți pe camera, mumu! Lasă că scot eu LED-urile. Au luat să păcălesc, a văzut că am LED-ul care semnalizează că înregistrează. Miau!